Valerica, împreună cu Marcel și Viorica, o să mă întâmpinați la aeroport. O să am două valize mari, mari în mâini și când o să te văd, o să le scap pe jos. Tu, fuguță, o să rup din loc și o să-mi sari în brațe. Și eu, uite așa, o să te cuprind. Fata, mami, fată, ți-a fost dor de mămica? Mi-a fost dor, mămică. Cât de dor ți-a fost? Așa de dor, mămică. Și o să-ți spun, Valerica, mămica nu te mai părăsește niciodată. Niciodată nu o să te mai bată. Niciodată nu o să te mai certe. Mămica o să te iubească, așa cum nici o mamă din lume nu și-a iubit vreodată fiica. Fata, mami, fată. Opoziția n-a vrut să voteze, președinte. Îți închipui? Vor alegere anticipate. Ho! Iar alege? Da! Grijania cu iar. Bade Grigori, vor alegeri? Alegeri să fie. Noi acum distrugem opoziția. Să-i dea Dumnezeu sănătate lui Voronin. Voronin îi mănânc. O să luăm, nu 50, dar 80%. O să vezi. Noroc, bani. Sănătate. Sănătate. Ce mai zice lumea? Cum crezi? Pentru cine o să voteze? Da, eu de unde știu. Vezi că mai tată ți-o așat pe o agradă. Ba de Grigore. Pe cine întâlnești, spune la toată lumea, oameni buni, votați pentru comuniști, votați pentru Voronin. Da, cu ce ocazie îți face o propagandă? Fiecare cu părerea lui. Bade Grigore, Doamne ferește să vină opoziția la putere. Doamne ferește să vină democrație. Bade Grigore, uite, numai noi, numai comuniștii, ha? Cine întâlnește așa spun, oameni buni, votați pentru Voronin. Voi sunteți comuniste. Sunteți voi niște hoați, măi. Comuniste adevărat au fost mai pe vremea mea. Îmi pare rău, Bade Grigore. Îmi pare rău. Nu-ți spără. Păi, Ștefă, ia să-mi spui. Ce-ți vândut voi cu primarul un hectar întreg de pământ banditului de Crudu? Păi, atâția tineri căsătoriți în satul ăsta, fără locuri de casă, și voi i-ați buhnit un hectar întregului bandit? V-ați împlut buzunarele cu euro? Așa-i? Toți sunteți hoței, toți! Eu numai în Voronin cred. Da, foarte bine, foarte bine, buddy! Ia uite, ha? Ia-ți-mi! Hei, cum? Aua! Hei! Numai că nu știu dacă mă-i mai duce amuia la alege. N-am înțeles. Dar cum adică să nu te duci? Dar nepoții ăștia ai mei nu cred că n-au să mă les. Cum să nu te lasă, bani? Dar cu ce drept ai? Ia să-mi spui, voi în ziua alegerilor o să-mi las cu urna pe la casele celor care nu se pot purta. Dar neapărat! Vrei să venim cu urna și la mata? Nu să veniți, dar să vii tu singur. Și așa mai pe ascuns, să nu fiu observat. Totul e clar, Bade Grigore, am înțeles? Poarta s-ar putea să fie încuiată. Precis, mi-o închid, nepoții ăștia, ca să nu pot ieși din curte. Eu s-ar piste garci! Vrei să-ți uiți gâtul? Știi că am o portiță în fundul grădinii? Ei, să nu știu eu portița din fundul grădinii. Pe acolo îmi luai la furat miele. Eu nu ți-am mint. V-am zis că intri pe portiță. Așa? O grată nu intri. Vii la ferestruica din dos casei, bocănești, ți-o deschid, votezi și ai luat-o din loc. Îmi place planul, Bade Grigore. Ha! Noroc! Noroc?
Îmi place planul! Ia că... Lua dos rosalele. Te ești dața la duc mai târziu. Mult mai e să bați cărările pe la bunicul. Tu ce? Nu cumva ai de gând să ne alungi oaspeții de o gradă? Da. Dar poate să te lăsăm în grija lui. Mare grijă mai aveți voi de mine. Da. Marceluș, în Constituție e scris negru pe alb că fiecare om are dreptul să vă... Închide gura, ăștia. Te-ai plâns, da? Tu știi că s-ar putea să răspunzi în fața legii? Te-ai ridicat și te-ai cărat de aici, ai înțeles? Dar cu ce ocazie? Eu ce la tine am venit? Am venit la Badea Grigore, așa-i Badea Grigore. Liberi la Badea! Stai! Hai! Democrație! E democrație! Vrează locul! Alianțe, democrație! Ai s-o pățești rău, băie! Ai s-o pățești rău, îți spun eu! Cantușnicul! Hai! Badea Grigore, cu vorba noastră rămâne cumva? Și te holbiezi așa la mine, și te holbiezi! Iarăși o să votez pentru comuniști, da? Ți-am spus că nu mă mai duc la votare câți ani eu mi-ai trăi. Nu la fel ai spus și la 5 aprilie, bunelule, și la 29 iulie. Ce să-ți facem ca să nu mai mergi la alegeri, bunele? Și mă faci într-un loc. Poate să te legăm de patul ăsta. Dar și să vă mai chinuiți cu legatul. Băgați-mă deodată în sicriu și duceați-mă la țântirim. Ei, dacă te legăm de pat, o să te târâi la alegeri cu tot cu pat. Valeria! Viorica! Am adus coletul! Colet? Hai să ghicim ce ne-a trimis fiecare mămică, aveți? Hai! Nu. Marcel, nu ne chinui, desfă-l mai repede! Ție precis ți-a trimis un parfum. Valerica, ce hai să-l gâmpâi el? Nu te-am mai văzut vreo două săptămâni. Dar tu, ești crescut mai mare, măi! E, tu vara crezi mai repede decât iarna. Ia să-mi spui, ce vrei să-ți aducă să-ți trimită maică ta din Irlanda? Nu știu. O păpușă mai vrei? E fată mare, a ieșit deja din vârsta de păpuși. Ia să vedem, Aici ce-a trimis bunica nepoatei? Vai, ce rochiță. Ce frumoasă este, așa-i? Este exact măsura Constanței. Aici, Viorica, ei, nu ți-am spus eu că e un parfum? Aici, Valeria! Hai văzut! Deci, de ce m-ai scăpat? Iar o păpușă. Bumboane! Chiar e fain. Asta e pentru tot. Bune, le servești și matale. Eu n-am și. Să vedem. Și ultimul cadou este pentru bunicul. Ia să-l vedem ce e aici. Ce e aici? Ce bine te-a mai nimerit, mama. Cadou cu subînțeles. Pricep ca ghebistule. Nu-mi trebuie nici așa cadou. Oare? E cel mai potrivit pentru mata. Nu, mama a greșit. Trebuia să-i trimită unul cu secera și ciocanul. Sau și mai bine, cu portretul lui Voroni. Tu mult mai ai de mâncat rahat cu Voroni mai să vei. Până când o să se nece cu rahat toți comuniștii din țara asta. Marcel, iar începi, bunicule, gata. Ați terminat cu politica. Nici o vorbă despre politică. Nu-i place cadoul. E ca ghebiul comuniștilor dumitale, acela care a bătut
și a omorât. Băi, este vinovat! Nu trebuie să le dai ordine și medale că au distrus două clădiri de stat! KGB-ul le-a distrus! Nu tinerii! Sisul lui Voronin le-a distrus! Ce vorbești tu? Sunt aiurieli, aiurieli! Sigur că da! Numai televiziunea lui Voronin spune adevărul, da? Marcel, bunicule, gata! Stai, Virica! De ce mama trebuie să muncească în Irlanda și nu acasă? De ce tata trebuie să fie departe de mine, la Moscova? Nu ți-ai văzut fiica de 6 ani? Mâine păi mâine dai ortul popii! Așa e normal, bunel! Așa e normal! Voronin ne dă pensii! Voronin ne dă pensii! Mama și tata vă dă pensii, nu Voronin! Mama și tata a trimit banii în Moldova și din banii lor Voronin vă dă pensii! Pensii o prinează de bugetul țării! Bunicule, ești cu un picior în groapă, iar noi mai avem de trăit. La noi te gândești? La copilul nostru te gândești? Voronic, cum are grijă de bătrâni, așa o să aibă grijă și de voi. Îți dă o pensie de 500 de lei, atâta costă grijă lui bunele. El cel puțin mi-o dă, nu ca Snegur și ca Lucinski. Păi eu nu-ți cer să votez pentru Snegur și Lucinski. Eu te rog să votezi pentru oameni noi, bunele. Aici ați fix ca Snegur și ca Lucinski. Bunicule, matale, nu vezi câtă ură s-a strânit în satul nostru? Dar ce să faci? Spune, ce să faci? Nu vezi câtă ură s-a strânit? Se ceartă părinți cu copii, frate între frate. Voronii ne-a împărțit pe toți în comuniști și în dușmanii patriei. Spune-mi eu, dacă nu vreau să-l votez pe Voronin, gata? Sunt dușmanul matale? Matale, îți place să te cerți cu mine? De parcă ar fi niște dușmani, da, bunele? Bunele, eu am ajuns să te urăsc, matale, înțelegi că eu te urăsc! Mulțumesc! Cu plăcere! Întreabă și pe Valerica cât de tare ține mama ta! Întreabă! Valerica, încotro! Vreau afară! Nu! Lasă fata în pace! Nu! Lasă, asculte! Și să vadă ce bunic are! Uite, Valerica, uite! Bunicul nostru să se voteze iarăși împotriva noastră! Valerica, împotriva ta, a mea, a mamei, a tatea! Valerica, nu-l asculta! Îi frumos! Cum vorbești, frate, cu bunelul? Spune-i frumos! Spune! Un bunic care ține la copii și nepoții lui! Ar vota împotriva lor, spune, Valerica, te rog, măcar o singură dată. Valerica, bunelul nu votează împotriva voastră, bunelul votează pentru voi. Lăsați copilul în pace, nu-l bate pe spune, Valerica, te rog, măcar o singură dată, Valerica. Valerica, vine la bunelul, Valerica. Ba nu o să-l vină lângă bunic, fiindcă ea nu are bunic. Tu stai seama, ce vorbești, aiurea? Ma ta vorbești, aiurea, bunele! Nu vă certați! Atâta ură cât e acum în satul nostru. Nu a mai fost, probabil, de că rușii au ridicat oamenii și i-au dus în Siberia. Ce știți voi despre vremurile cele? Ce folos că mata știi? Ce folos că știi? Și nu-ți dai seama că acum se întâmplă la fel! Uite, Valerica, uite! Dacă s-ar face acum o listă a celor care trebuie ridicați și duși în Siberia sau alungați în România, bunicul nostru ne-ar băga printre primii în această listă! Nu stai seama și vorbești, nu vorbi aiurea! Mata vorbește, aiurea, bunele! Nu vă certați!